Iată-ne din nou împreună, alături de invitatul meu, poetul Costică Ciocan. Deocamdată a deconspirat doar jumătate din pregătirea sa, cea de seminarist și de preot, da? Puteți să numim preot sau nu? Teolog. Teolog, de, scuze, de teolog, da? Pentru că mai apoi o să vedem ce mai spunem despre el. Dar eu l-am invitat nu în calitate de teolog, nu în calitate de cealaltă activitate care o prestează, ci mai ales în calitatea sa de poet indiscutabil. L-aș ruga să citească câteva poeme ca să vă faceți și dumneavoastră, stimați telespectatori, această imagine a valorii tânărului care nu peste mult timp va fi în locul meu sau al lui Casian sau... Cu Casian ar trebui să vorbesc întâi, că e cam greu să ajungi în locul lui Casian. Ați luat consimțământul. Da, da. Te rog. Vă mulțumesc. Voi citi din volumul de debut Lumea prin ochelarii tăi. Am ales câteva poeme cu temă religioasă. Bă, că ești disciplinat. Pentru așa această emisiune. Lucru care îți trădează și cealaltă îndeletnicire, dar toate la timpul lor. Fiul risipitor. Fiul risipitor își ia partea din avere și pleacă într-un ținut îndepărtat. O singură risipire, o singură întoarcere, o singură iertare. Cât de perfecte sunt lucrurile din Biblie. Fiul risipitor din mine e departe de pericopele evanghelice. El risipește averea în fiecare zi. Pleacă astăzi, se întoarce mâine, își debusolează tatăl. Îi cere iertare, îl blestemă. După ce și ia partea din avere, îi cere tatălui bani cu împrumut. De întoarcerea fiului risipitor nu sunt invidioși ceilalți frați. Tatăl nu mai taie vițelul pentru că l-a sacrificat la prima întoarcere. Îmbrățișarea dintre tată și fiu nu mai este strânsă pentru că tatăl știe că va fi trădat din nou, iar fiul știe că va pleca. Nu-și mai cer iertare pentru că amândoi au greșit și pentru că iertarea ar presupune o părere de rău. În brațele tatălui este un gol lăsat de fiu, care veșnic pleacă, veșnic se întoarce și niciodată nu rămâne. Fiul risipitor poate pleca și se poate întoarce la tată de mai multe ori, chiar și în aceeași zi, recunoscând greșeala și dorind să o comită din nou. Tatăl își deschide brațele în semn de primire, dar și în semn de rămas bun. Tatăl nu e decât un punct din care fiul să poată pleca și să se poată întoarce fără a fi vinovat. Frumos! Trebuie să recunosc că e un poem plin, frumos, care te invită la un alt poem. Vă mulțumesc! Între rai și iad, un Dumnezeu coboară în întunericul iadului, plămădit de mâinile sale într-o clipă de stângăcie, de sentimente amestecate și contradictorii. Pășește pe trepte otrăvite, știind că nu poate fi otrăvit. Intră în bezna adâncurilor, greu de suportat, știind că nu poate fi ținut captiv și că poate ieși pe aripi de înger în orice moment. Astfel a apărut o icoană. Un om însă intră în iadul vieții altui om din motive știute numai de dânsul. El nu poate salva pe nimeni, căci nu este Dumnezeu. El nu poate ieși sau striga, ori plămădi uși și balamale din pleoapele sale. Un om coboară în iadul altui om pentru a muri o moarte lipsită de înviere.
o moarte în care învierea nu este decât un act de trădare. Căci nu există iad din care să te întorci și om din care să te înfrupți, fără să mori alături de dânsul, lepădându-te de toate învierile posibile. Un Dumnezeu i-a scos din iad pe oamenii care căzuseră acolo la întâmplare din cauza unor capricii divine. Ei nu știau pentru ce se află acolo și nu în alt loc. De aceea au și acceptat să iasă, mergând într-un loc la fel de incert. Căci nici în rai nu poți fi dacă nu ai gustat îndeajuns amărăciunea tuturor iadurilor. Foarte frumos. Vă mulțumesc. Hai să vorbim în continuare despre ce este poezia pentru tine. În prezent, poezia este o pasiune, este un mod de a-mi petrece timpul liber și... M-ai omorât cu... Care este? Băi, mi-ai care... omorât când ai spus petrec timpul liber, mă gândeam... Pentru că... Copilul ăsta nu a prins înainte de 89 perioada și acolo, într-adevăr, partidul avea grijă ca, știu eu, membrii săi destoini să aibă cum să-și petreacă timpul liber. Dar nu prin poezie. A zis că veți face trecerea și pentru cealaltă latură profesională. Poezia este un... acum? Poezia este un... Destimați respectatori, invitatul meu, înainte de toate, este poet. Dar în timpul liber, cum îi place lui să spună... Limitat. În timpul liber mai este și judecător. Este judecător la... Judecătoria Iași. Judecătoria Iași. Ești șede complet? Judecător la secția penală a judecătoriei Iași. Deci te rupți cu bărfașii. Și în acest timp limitat, pentru că această profesie de magistrat este una care solicită foarte multe resurse. Bine, și în principal... Timpul ăsta limitat te ține sub presiune. Pentru că dacă noi aveam un timp limitat, nu te-ar ține sub această presiune în care te face, te obligă să fii atent la fiecare mișcare, la fiecare silabă rostită, nu? Da. Și gata, am terminat emisiunea? Te rog. Ne opriserăm la Mihai Eminescu. Și la tema referitoare... despre poezie și religie. Mihai Eminescu a fost numit un poet religios prin excelență și aș vrea doar să amintesc câteva poezii. Eseul monografic al Mariei Daniela Pănăzan, Poezia religioasă românească și studiul despre poezia religioasă română modernă al înalt preasfințitului Bartolomeu Anania, și poet, și preot, și scriitor. Și traducător. Și traducător. Care susține că în opera lui Eminescu există cel puțin 5 texte de o sensibilitate creștină autentică. Rugăciune, Colinde, Colinde, Învierea, Crist și Răsaie asupra mea. Și cu această ocazie aș dori să aduc în discuție și cursul de spiritualitate a poeziei românești ținut de Nichifor Crainic prin anii 1940 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Alte aspecte pe care doresc să le discut referitor la această temă este curentul ortodoxist tradiționalist care pune bazele poeziei credința, care pune la bazele poeziei credința creștină. Și avem și l-avem pe Radu Gir și pe Nechifor Crainic și pe Zorica Lațcu cu Maica Teodosia. Și sunt niște poeme de o sensibilitate deosebită. Avem Metanie de Radu Gir, Doamne fă din suferință pod de aur, pod de înalt, fă din lacrimă velință ca într-un pat adânc și cald,
Avem de Nechifor Crainic cântecul potirului, când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic cu fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos. Vedeți? Da, și acum, dincolo și de... O ultimă concluzie. Trebuie să mai precizăm ceva. Pentru că aceste studii interdisciplinare și aceste monografii au demonstrat că poezia religioasă nu este o poezie minoră și că are o însemnătate deosebită. Da. Da, eu vreau să, pentru că l-ai pomenit pe Radu Gil și pe Nichifor Crainic, că acești poeți au avut și niște derapaje pe care n-ar trebui să ne facem că nu știm. Acel accent antisemit care nu le poate fi iertat și trebuie precizat. Au fost poeți extraordinari, dar ca oameni de condiție, de atitudine, au și derapat în zona pe care eu ți-am amintit-o. Să vedem unde ne situăm noi cu ce este poezia pentru tine. Ai încercat care este personajul principal în poezia ta? Am mai multe personaje. Nu aș putea vorbi de un singur... Personaj principal, cel iubit este, cum de altfel pentru toți poeții, dar calitatea ta de judecător nu te obligă să păstrezi tăcerea atât timp cât vorbim despre poezie. Că ați discutat și ați ridicat o întrebare foarte bună legată de cum scriu poezie, ce este poezia pentru mine, pentru că autorii, eu, scriu poezie, dar și poezia are o latură interioară. Vorbim de trăirile noastre, de experiențele noastre, de sentimentele provocate de diferite persoane, de bucurie, de tristețe, dar are și o latură publică. Pentru că dacă s-ar limita la latura interioară, cum ați spus dumneavoastră, ar fi o scriere pentru sertar. Da. De aceea mă bucur că textele pe care le-am scris în intimitatea locuinței au... Numai acasă scrii? Au răzbit și au ajuns la public. Pentru că am chiar o poezie unde subtitlu indică cititorilor mei, astăzi sunt 3. De la 3 cititori, poate astăzi sunt mai mulți. 3 cititori? Sau poate ai avut 3 cititori cândva? Da? Am avut... Maximul de cititori pe care și-l poate dori cineva. Da. Păi dacă în 2 este tu, iubita și poezia, iar în 3 mai apare vecinul de după gard. Și asta înseamnă o, știu eu, trecerea poeziei dincolo de locuința ta. Da. Pe mine mă bucur foarte mult, cum am spus, că a răzbit din această sferă privată, personală, spre publicul care a citit-o, a receptat-o, s-a bucurat și a împărtășit din trăirile pe care le-am așezat în pagină. Tu devii unul din tinerii care își construiesc singuri un podium. Din experiență personală știu că nu odată, de mai multe ori m-ai oprit și mi-ai dat niște cărți de care eu uitasem. Dar tu, așa ca o furnicuță harnică, le-ai descoperit, chiar dacă ele aveau o dedicație dată cu prilejul lansării acestor volume, tu mi-ai mai cerut să-ți dau și ție o dedicație.
Și sunt, iată, ca e prima oară când observ lucrul acesta, apar cărți scrise de mine cu două, trei dedicații. Destinul. Asta destinul e, le aduce în mâinile potrivite. Important este că... Și același lucru am înțeles că ai făcut și cu cărțile lui Casian, nu? Care le-ai... Casian Maria Spiridon, Nicolae Panaite, Emilian Marcu, Indira Spătaru, dar Indira, Paul Gorban. Dar te-ai dus la Otilia Cazimir, te-ai dat peste Indira Spătaru? La muzeu. Da? Dar mă bucur că ați întrebat ce este poezia. Vedeți, un volum de 30-40 de ani. Noi acum l-am evocat și pe Dimitrie Bolintineanu și pe Mitropolitul Varlam, Dosoftei. Poezia este ceva ce nu poate muri. Nu poate. Nu se strică, da. Va trăi veșnic. Și prin acest text, mă scuzați, prin poezie trăiește și autorul. Va trăi. Da. Pentru cel care va avea deschiderea să citească, să înțeleagă. Acum depinde și cum e tehnoredactată cartea, că dacă e cu chirilice sau cartea în este tehnoredactată în așa fel încât numele autorului să nu mai încapă pe pagină, ce e să rămână în afară, rămâne cartea în sine. Și nu e puțin. Eu aș prefera să rămână o carte de-a mea, chiar dacă nu are numele autorului pe ea. Pentru că noi ne situăm în versiunea scriitorului anonim. Dar ideea pe care o are cartea rămâne. Că de asta poate să rămână o carte. Prin ideile pe care ea le cuprinde și le vehiculează. Hai să vedem spre finalul emisiunii poeme din cea de-a doua carte. Vă mulțumesc. Voi da citire a două poezii din volumul Memento pentru trecut. Dacă mai răspăiești așa cartea, ne dai citire, da. După emisiune. Tot pe temă religioasă. Milostenie. E sâmbătă, iar morții fac milostenie. Scutură copacii care umbresc mormintele, apoi curăță nucile una câte una, fără grabă, căci timpul e îngăduitor, până când își înverzesc crucile din lemn. Din cer, cimitirul nu e decât o câmpie întinsă, plină cu oameni ce stau întinși. Poți păși pe morminte, trecând grilajul din fier, apărat de florile sălbatice. Poți râde, poți vorbi, căci morților le place să asculte. Rămâi în cimitir. Sfânta liturghie este pe sfârșite, dar porțile nu se închid niciodată. Așează-te pe o bucată de pământ, căci nu sunt bănci, iar marmura mormintelor este prea rece. Întinde-te. Adu-ți aminte de tine. Ascultă sunetul clopotelor și pe tânărul dascăl cântând veșnică pomenire. Și ultima. Mulțumesc. Toamna tuturor. E toamnă. Pământul ne hrănește cu roadele sale, iar noi ne descălțăm și pășim cu încredere pe covorul de frunze încă vii. Întindem mâinile spre cer și culegem bobițe coapte de struguri și mere de aur. Toamna îmbelșugată aparține tuturor. Copacii își aruncă peste gardurile nou vopsite crengile și scutură cu blândețe roadele, iar trecătorii le culeg, îngenunchind pe pământ. Pământul este curat. Nu te murdărești de praf. Așează-te și simte cum încă mai păstrează razele soarelui. Stai îndeajuns de mult pentru a-i simți și răceala. Rămâi pe pământ, căci el încă te mai poate hrăni luni bune, până când palmele lui vor îngheța, iar în inima lui vor rămâne vii semințele anului viitor.
Un bătrân se apleacă și culege prunele coapte ascunse prin iarbă, apoi își continuă drumul spre biserică. E duminică. Un copil ascunde fructe în buzunare și râde ștrengar. E fericit lângă mama sa. Mulțumesc pentru lectura din cea de-a doua carte a ta. Mai ai nevoie de o carte și te poți bate pentru cucerirea titlului de poet profesionist, de scriitor profesionist. Dacă vă voi avea în această luptă, cavaler pe dumneavoastră. Da. Stimați respectatori, am încheiat o emisiune. Vreau să vă spun că în următoarea miercuri 26, apoi pe 3 mai, pe 10 mai, intrăm deja în spațiul Festivalului Internațional Poezia la Iași. Eu nu vreau decât să mulțumesc celor care ne-au ajutat pentru a scoate această carte, de fapt pe programul festivalului, un festival care va oferi tuturor participanților distincție în semnele păcii și, nu în ultimul rând, un festival care va aduce la Iași 60 de poeți, 30 din străinătate și 30 din România. Din străinătate avem din cei 30, 7 de dincolo de ocean, dar despre ceea ce se va întâmpla la Iași în perioada 7 mai, 14 mai, vă vom spune în miercurile următoare. Până atunci, îi mulțumesc din nou poetului Costică Ciocan și cred că v-a cucerit, dar în același timp vă mulțumesc dumneavoastră, cei care ați rezistat și ne-ați urmărit până la această oră, prin care recunoaștem că am depășit programul și timpul și îi mulțumesc lui Radu pentru efortul de a sta și a face muncă voluntară. Stimați respectatori, până la o emisiune viitoare, vă spunem la revedere! Thank you.